Top Culinary Trends este pe piață de foarte mult timp și încearcă să dezvolte gastronomia românească cu profesioniștii. Mi se pare o chestie foarte interesantă, fără de care nu o să existe evoluție. Eu cred că bucătarii au nevoie de evenimente de genul ăsta, să se unească, să împărtășească idei noi, să e un schimb de experiențe între profesioniști. Știți cum? E greu să pui bucătarii la un loc. Oamenii ăștia au reușit. Am început să vorbim și noi despre beneficiile mâncării în dieta de zi cu zi. Am început să exploatăm un pic mai mult și ingredientul. Mâncarea nu e mai doar umplem burțile și plecăm acasă. Ăsta e un pas foarte mare făcut înainte. Mi-aș dori să aducem mai multe generații de bucătari. Adică mi-aș dori să împărtășim chestiile astea și cu cei mai în vârstă și cu cei noi. Eu cred că ar trebui să vorbim un pic mai mult despre bucătăria românească, gastronomia românească, istoria gastronomiei românești și să o împărțim pe categorii. Pentru că noi avem restaurante cu profil tradițional, avem bucătărie nouă modernă, avem bucătării cu farm to table, avem bucătării regionale, avem nevoie să le punem toate și să le dezvoltăm, să vorbim despre fiecare în parte, să vedem cum le putem dezvolta.